Bună ziua, domnule Vintilă. A trecut un meci foarte frumos pentru dumneavoastră și elevii dumneavoastră în Cupa României, o victorie răsunătoare împotriva celor de la Dinamo. Cum a fost atmosfera după joc? Cum i-a simțit pe jucători? Bună ziua! Da, este o victorie muncită și așa cum am făcut-o imediat după meci, îmi felicit jucătorii pentru acel joc, dar nu este decât un singur joc. Mai avem și returul cu Dinamo, trebuie să-l tratăm la fel de serios. Și acum ne pregătim de campionat. Sunt două obiective diferite, iar în campionat trebuie să adunăm puncte și primul meci este cel de mâine cu Astra, pe care trebuie să-l câștigăm, mergem să-l câștigăm. Rămânând puțin la meciul cu Dinamo, se poate spune, poate servi această victorie drept un restart pentru FCSB pe acest final de campionat? Pe linie de moral, de ce doriți? Este o victorie care ne-a dat încredere și a arătat că avem resurse să jucăm fotbal bun și să câștigăm. Acum, vis-a-vis de meciul de mâine cu Astra, se știe că Gabriel Tamaș, un jucător important, fost și la FCSB și important pentru apărarea celor de la Astra, nu și-a mai prelungit contractul și nu va mai juca. Cum este un avantaj pentru echipa dumneavoastră? Cum vedeți acest aspect? Astra are un lot valoros. Este adevărat că Tamaș era un jucător exponențial, dar și cei care îl vor înlocui sunt la fel de buni și echipa lor este o echipă care joacă dezinvolt, nu au nimic de pierdut și acestea sunt cele mai grele meciuri. Credeți că foștii roșialbaștri Alibec și Budescu vor avea ceva în plus? Cu siguranță, cu siguranță că vor să câștige, dar și noi trebuie să ne ridicăm la nivelul pretențiilor noastre și să jucăm la victorie și să câștigăm. Trebuie să ne impunem jocul nostru și să câștigăm. Ce pronostic aveți pentru meciul dintre CFR și Craiova? Sau cum ați vedea partida aceasta? Este o partidă interesantă și, nu știu, să vedem la ora jocului, pentru că așa speculații se pot face înainte sau pronosticuri, dar nu fac așa ceva. Îmi doresc, în primul rând, să câștigăm noi la Astra și, pe urmă, vedem ce rezultat va fi și acolo. Am înțeles. Un subiect pe care nu l-am discutat cu dumneavoastră, fac mea culpa, am uitat să vă întreb la ultima conferință de presă. Spuneți. Și colegii din presă au insistat pe acest lucru. Vis-a-vis de Planici, patronul echipei a spus că va fi suspendat și nu se va mai antrena cu echipa, chiar dacă va dori să o facă. Ce părere aveți dumneavoastră? Ați avut vreo discuție cu el după ce a plecat de la echipă sau aveți vreo așteptare vis-a-vis de situația? Nu. Și pe mine m-a surprins decizia lui Bogdan Planici. Era un jucător important pentru echipa noastră, dar decizia este numai a lui. Din păcate, nu am mai vorbit cu el după ce a plecat de aici. Și decizia clubului va trebui respectată. Dacă va reveni, nu va face antrenament cu noi. Dar nu știu, să vedem. Din ce știu eu, nu va reveni. La meciul cu Dinamo, forțat de indisponibilitățile din lot, de fie accidentări, fie suspendări în cazul lui Tănase, ați fost obligat să folosiți o formulă considerată improvizată. Și cum vedeți asta? Adică copiii pe care i-ați folosit în această partidă au demonstrat că au viitor și pot să la joace, jocul cu Dinamo, au arătat spirit? La jocul cu Dinamo, în afara lui Pantea, echipa era o echipă experimentată, nu cred că a fost improvizată echipa. Posturile respective pe care le-am acoperit cu cei tineri nu sunt descoperite și asta ne-a arătat că avem posibilitate să introducem și jucători tineri. Și este posibil ca această lipsă a unor jucători să fi dat posibilitatea să descoperim alți tineri care în viitor pot face performanță și, bineînțeles, să fie vânduți în străinătate.
Iată că Pantea la 17 ani neîmpliniți a fost la al doilea meci ca titular în tricoul FCSB și mai ales în derby, al doilea meci. A jucat 90 de minute în fiecare partidă. Dumitru a intrat extraordinar după pauză, a înscris și a pecetluit soarta partidei. Niță, de asemenea, a intrat, dar mai ales la meciul Gazmetan a intrat și a obținut și un penalti. Ei sunt văzuți drept mari talente și în momentul ăsta cum încercați dumneavoastră sau ce veți face să-i țineți cu picioarele pe pământ? Ei sunt văzuți posibili viitori fotbaliști. Că talent au mulți, dar important este să fie echilibrați și noi trebuie să-i ajutăm să rămână echilibrați. Nu trebuie să-i lăsăm să creadă că au făcut mare lucru. Nu au făcut decât să debuteze. Nu au făcut decât să scoată capul cumva în fotbalul mare și să vadă cum e. Mai au mult de demonstrat și mult de muncit și prin acest lucru le transmit un mesaj că fără muncă nu poți să faci nimic. Munca bate talentul, din punctul meu de vedere. Și trebuie să muncească, să-și vadă de treabă, să fie serioși. Iar noi suntem alături de ei și staff-ul și ceilalți jucători cu experiență sunt alături de ei și îi ajută în fiecare zi. Pentru că în fiecare zi trebuie să ai grijă de ei. Veți miza pe ei și la retur, la adăpostul rezultatului obținut? Nu vreau să fac pronosticuri de acum vis-a-vis de echipa de la următorul meci, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Vom lua fiecare meci în parte și vom vedea la momentul respectiv ce jucători avem apți și ce jucători putem să introducem în teren. În mass media s-a vehiculat imediat după jocul cu Dinamo că patronul ar fi impus ca obiectiv câștigarea cupei, asta fiind o condiție pentru rămânerea dumneavoastră ca antrenor aici. Este adevărat? Nu este adevărat? Ați discutat pe această temă? Obiectivul echipei este participarea într-o cupă europeană, că este ca urmarea câștigării campionatului sau ca urmarea câștigării cupei. Este un obiectiv al clubului pe care ni l-am asumat și ne dorim să-l atingem. Dar atât. În rest, nu am discutat cu patronul despre acest lucru. Încă de când am venit aici, știam că obiectivul este participarea într-o cupă europeană. Champions League sau UEFA. Ok, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.